Hai la școală! Hai la școală! Hai la școală! Hai la școală! 1000 de copii din satul Crucea au primit haine și rechizite pentru noul an școlar. Părintele misionar Dan Damaschin a venit cu o armată de voluntari la fiecare copil greu încercat de soartă. Gazanelo! Îți place? E frumos? Da! Hai! Spune mulțumesc! Treilea! Ia să vedem! Hai că aici! Bagă piciorul, mai, Madalin! Te strâng? Nu, sigur te strâng? Aceasta este România anului 2023. Un sat din Moldova, unde avem 1200 de copii și din aceștia, în clipa de față, undeva vreo 300 încă nu au acces la școală sau la învățământ, pentru că nu este încă o grădiniță pentru grupele mică și mijlocie. Este că noi, la Suveți, cunoaștem aceste mame care vin și dau viața copiii ăștia și știm cât de mult vor să-i facă oameni mari, îi implicăm, nu va până le da repun cu praf, scutecele, hăinuțe pentru nou născut, ci și îmbrăcăm de 2 ori pe an și ducem la școală. Timpul se scurge extrem de repede, iar părintele Dan Damaschin încearcă din răsputeri să ducă la bun sfârșit campania Grăuntele de Muștar. După organizarea celui mai mare festival caritabil din țară, Inimo, mai este nevoie de donatori pentru încă 4.000 de copilași. Ce am adus tot ceea ce au nevoie pentru acești copii. De aceea, apelul meu către întreaga țară este să facem tot ceea ce trebuie pentru ca acești copii și mulți alții ca ei să meargă la școală. Costul unui pachet este de 300 de lei. Cei care vreți ajutați și să împliniți visul unui copil de a merge la școală cu rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte, puteți dona în conturile afișate pe ecran sau la biserica din curtea maternității Cuza Vodă.